Nu-i greu deloc să comiți infracțiuni. Mai greu e după aceea, când trebuie să suporți consecințele. Un tânăr a reușit să încalce chiar mai multe reguli deodată. Polițiștii din Baia Mare l-au prins, l-au reținut pentru 24 de ore, iar mai apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ce a făcut? În primul rând, a condus o mașină cu numere false. Tânărul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat ce avea montate plăcuțe cu număr fals de înmatriculare. Și nu doar atât. Tânărul nici măcar nu avea și nici nu avusese vreodată permis de conducere. În plus, mai și băuse alcool înainte de a se urca la volan. Totodată, verificările polițiștilor au stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,28 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Acum polițiștii i-au întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările.